este weekend și nu ai nimic programat, atunci poți merge în vizită la Palatul Mogoșoaia, care se află la doar 15 km de centrul Bucureștiului. În cele ce urmează, o să vă povestesc un pic despre istoria acestui loc. Palatul a fost construit între anii 1698-1702 de către Constantin Brâncovean, în stil brâncovenesc. Acest stil a fost utilizat și la un alt palat al voievodului, și anume la Palatul Brâncovenesc din Potlogi. După ce Constantin Brâncoveanu a fost executat împreună cu fiii săi la Constantinopol, toată averea familiei a fost confiscată de către otomani și palatul a fost transformat într-un han. Urmează să fie răscumpărat de către domnitorul Ștefan Cantacuzino, iar nu după mult timp devastat de otomani în timpul războiilor rusă-turc, deoarece marele ban Nicolae Brâncoveanu ținuse partea rușilor în război. Dar asta nu este tot. O altă distrugere a palatului a avut loc cu ocazia Revoluției din 1821, când ultimul urmaș al brâncovenilor a fugit la Brașov, iar palatul a fost ocupat de către panduri. Ei bine, dar cine erau acești panduri? Panduri erau trupe sau grupări paramilitare care obișnuiau să poarte războaie de gherilă. După cum știți, Revoluția de la 1821 a fost declanșată de o astfel de grupare de panduri condusă de Tudor Vladimirescu. Acesta este sfârșitul istoriei brâncovenilor la Palatul Mogoșoaia, urmând ca acesta să intre în posesia familiei Bibescu prin căsătoria lui Zoe Mavrocordat cu domnitorul Gheorghe Bibescu. Epoca Martei Bibescu a fost poate cea mai importantă perioadă a palatului. Aceasta a început lucrările de renovare în anul 1912, dar nu după mult timp a început primul război mondial și palatul a suferit alte distrugeri în urma bombardamentelor germane. După terminarea primului război mondial, Marta Bibescu se întoarce în țară și în 1920 reîncepe lucrările de renovare, cheltuind o mare parte din averea adunată de pe urma cărților pe care le-a scris. Cât timp palatul a fost în posesia ei, a fost vizitat de multiple personalități, printre acestea amintim Charles de Gaulle, Nicolae Iorga, regele Alfonso al XIII al Spaniei, regele Carol I, Regina Maria, regele Ferdinand, Winston Churchill și mulți alții. Dacă vreți să aflați mai multe despre Marta Bibescu și un alt castel la care aceasta a locuit, vă recomand să vizionați episodul despre castele despre Valea Prahovei, unde povestesc și despre acesta. Vă las link în descriere. Dar ce s-a întâmplat cu palatul în timpul regimului comunist? Ei bine, acesta a fost naționalizat, iar până în anul 1957, clădirea a fost devastată, lucrările de artă au fost furate și dezmembrate, urmând ca aceasta să devină o secție a Muzeului Național de Artă. Palatul adăpostește Muzeul de Artă Brâncovenească și este un important punct de atracție. Complexul este cuprins din palatul construit de către Constantin Brâncoveanu, cuhnia sau bucătăria, turnul porții, ghețăria, biserica, serele și cavoul familiei Bibescu. Dacă te-ai hotărât să vizitezi palatul, să știi că aici ai multe opțiuni de petrecere a timpului liber. Palatul este înconjurat de două parcuri mari, cu grădini, cu flori, cu lac, cu nuferi.
timpul verii au loc diverse evenimente culturale și expoziții, iar dacă ți se face foame, ai la dispoziție un restaurant care este amplasat chiar în fosta casă de oaspeți a complexului. Iar dacă vrei să afli informații și despre alte zone turistice și istorice din zonă, lasă-mi de știre jos în comentarii. Și dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să lovești butonul acela de like, să te abonezi pentru a nu rata niciun videoclip viitor. Nu uita că postez în fiecare joi. Ne vedem săptămâna viitoare!